ai și vom găsi la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Conversații cu Enlil, o nouă apariție editorială a lui Victor Plutașu. Festivalul toamnei la Dofteana. Balul bobocilor la pedagogic. Joi 23 noiembrie de la ora 17 la filiala Cosânzeana a Bibliotecii din Onești a avut loc lansarea volumului Conversații cu Enlil, ce poartă semnătura lui Victor Plutașu. Sala s-a dovedit a fi neîncăpătoare în fața numărului mare de participanți. Eu și cât și colegul meu, superfetul Gabriel Lupum, am ales să participăm în această seară la acest frumos eveniment unic, să spunem, pe Valea Plutașului. Pentru că, cumva, ne-am cam plictisit, Victor, fii atent. Ne-am cam plictisit să tot mergem la evenimente care ne trezesc interesul, nu putem să spunem că nu, al oamenilor mari. Suntem oameni și politici, și administrativi, și ce mai vreți dumneavoastră. Suntem obligați, prin natura serviciului și nu numai, să stăm de vorbă cu cei care, hai să spunem, nu tot timpul fac, sau mai bine zis, invers, fac umbră pământului degeaba. Dar asta e viața prin care trăim. Și atunci, în această seară, am ales totuși să schimbăm puțin foaia și niciunul dintre noi doi nu suntem din Onești. Colegul meu din Bacău, eu sunt din Comănești. Și am venit la Onești. Am venit pentru Victor, am venit pentru ceea ce reprezintă acest tânăr geniu pentru județul Bacău și sunt mândru de el și pentru acest lucru felicit foarte mult, mai ales pe el, dar și pe părinții lui. Ce vreau să scot în evidență și mă bucur foarte mult că înaintea noastră, înaintea mea, au vorbit distinsele doamne, mai ales doamna profesor, dacă rețin bine, Boghiu, așa, sau Boghiu, nu știu exact pe ce pică accentul, e că Victor, în această seară, în această carte, ne-a cam dat de furcă. Sunt absolut sigur că trebuie să mă duc la biblioteca din Comănești, că de acolo sunt de rău, dacă nu găsesc, vin la Comănești, să-mi iau, în primul rând, o carte de istorie din Antichitate, sau cum puteți să-i spunem altfel, o carte de filosofie, Dexul, neapărat Dexul. Deci, pentru că suntem profesori de limba română. Da? Biblia și romane de dragoste. Că am văzut ceva zâmbete pe aici, pe zona asta. Victor, în această seară, ca să închid, în sală vezi, hai să spunem, poți să ne împarți în două generații. Generația ta, care te susține, sunt alături de tine, dar și generația noastră, cumva, pe aici, așezați. Și poate, mai mult decât atât, poți să te gândești că noi suntem, noi cei din zona asta, suntem dovada faptului că în tine vedem un viitor strălucit al generației tale. Ne dorim acest lucru, sperăm acest lucru, nutrim din tot sufletul. Dar, și faptul că ai atâția colegi de breaslă, ca să spunem așa, în această seară, hai să spunem că, da, stăm liniștiți. Nu știu pentru cât timp. La seara asta suntem liniștiți că împreună cu tine, colegii tăi, vor duce mai departe idealurile la care noi nutrim. Noi ne-am cam dus o parte din noi. Nu eu sunt tânăr, dar sunt alți alte persoane de aici din sală care visează la o generație ca a ta. Dar nu mai am. Ai timpul de acum încolo să scrii și romane de dragoste, ca să închii cu subiectul acesta, că am să scrii și tu îndrăgostit. Nu ești? Tot timpul nu trebuie să scrii. Tot timpul. Bine, n-am spus de ce. Dar n-am spus de carte, de așa.
Ai tot timpul înainte. Într-adevăr, nu știm ce vei alege să faci. Noi te vom susține și îți vom da tot ceea ce ai tu necesar pentru viitor, să faci mai bine pentru comunitatea din care faci parte. Că, iată, Oneștiul este pe harta județului, nu numai prin profesori, prin medici, prin oameni care conduc orașul, ci și prin tineri, ca tine, care demonstrează în continuare, că înțeleg că este a doua carte pe care o scoți, că avem un viitor frumos în față. Felicitări! Mă simt, într-adevăr, desigur, copleșit de auditoriu. Mi-a confirmat doamna Brumă că este record pentru Firea Cosânzeana și vă mulțumesc în primul rând vouă publicului pentru sprijinul acordat în seara aceasta. Mulțumesc, evident, și celor care au scris în prefața lucrării mele, membrilor care sunt și membri ai prezidiului și tuturor profesorilor și susținătorilor mei care se află acum în sală. Și un rând de aplauze pentru ei, pentru toți profesorii care m-au ajutat. Eu aș vrea să încep cu o întrebare. Și o întrebare generală, care se adresează tuturor. Știați că 80% din adolescenții din ziua de astăzi au cel puțin o problemă emoțională? Da. Care este explicația? A doua întrebare. Care este explicația? Situația familiară și condițiile de viață. Și ce este paradoxal? Din punct de vedere obiectiv, trăim cea mai prosperă perioadă din istoria umanității. Indiferent de cele două războaie regionale izbucnite anul trecut, respectiv anul acesta. Indiferent de acestea, făcând abstracție de cele două războaie regionale, trăim cea mai prosperă eră a umanității. Cu toate acestea, planul subiectiv contează mai mult. Ce se întâmplă în interiorul nostru? Ce se întâmplă cu sufletul nostru? Care este cauza acestor probleme? Că până la urmă, scopul nostru, tuturor celor care scriu, este nu numai să conștientizeze problemele și să încerce să le rezolve. Este foarte greu, mai ales în ziua de astăzi, să rezolvăm probleme, dar nu e posibil. Primul factor care ar destabiliza un adolescent, pentru că eu vorbesc din, acum nu ca autor al acestei cărți, nu ca elev al unui colegiu sau al unui profesor, ci vorbesc ca un adolescent și mă bucur, evident trebuie să o spun, să remarc că mă bucur că în seara aceasta publicul meu este format și din adolescenți ca mine sau preadolescenți. Sunt sigur de faptul că se vor regăsi în multe lucruri pe care o să vedem. Criza identitară este unul dintre factorii principali la acestor probleme. Nu știm sau nu am aflat încă cine suntem și încotro mergem. Ce facem și ce trebuie să facem. Avea William Burr o idee foarte, foarte interesantă despre internet, apropo de internet, avea o idee foarte interesantă, asocia internetul cu un nou turn Babel. Dar de data aceasta un turn Babel informațional. Straturi consistente de informații care se tot adună până aspirând toate aceste straturi către un adevăr absolut. Evident că această abundență informațională poate fi benefică sau nu. Trebuie ca fiecare adolescent să găsească niște repere, după care să se ghideze. Este foarte important. Evident că, cum spunea și Descartes avea o idee foarte clară de a-ți reevalua constant valorile și principiile, dar pentru a reevalua trebuie să ai unele deja. Sau este datoria ta să ți le cauți. Este mai importantă călătoria decât destinația. Este un fapt pe
care se observă din ce în ce mai clar în societatea contemporană. Până 24 noiembrie de la ora 10 la sediul Protopopiatul Ionești a avut loc lansarea volumului Taina omului, firescul rugăciunii, experiența isihastă în mileniul al treilea. Evenimentul s-a bucurat de o largă participare din partea preoților oneșteni, dar și a celor veniți din toate colțurile țării. Seria prezentărilor a fost deschisă chiar de către cel care a coordonat lucrările prezentate în volumul Taina omului, firescul rugăciunii. Este vorba de profesor Dan Mihai Chițoiu. Prefațarea celei de-a doua părți a întâlnirii noastre, care va fi dedicată celor ce au pus fiecare câte un gând aici în acest volum și ne bucurăm că sunt atât de mulți dintre cei 37 de autori încununați cu toții de cuvântul Petru Patriarh, cuvântul introductiv. Vom încerca să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a adunat. Să mulțumim firescului din noi, care ne-a făcut să fim prezenți unii în fața altora și până în fața lui Dumnezeu, așa încât să putem, la inițiativa pentru Protopop, dar mânați de gândul cel bun, să spun, de firescul încă o dată din noi, să așteptăm aceste gânduri pe hârtie și ele să fie adunate într-un buchet frumos, în acest volum deosebit. Vom porni la acest drum prin a mulți mai întâi coordonatorilor, cei care s-au îngrijit ca noi să putem să ne adunăm între coperțile acestei cărți cu toții și să putem să ne bucurăm unii de ceilalți și împreună de darurile frumoase ale Dumnezeu. Le mulțumim. Și mulțumim la preasfințitului Părinte Ioachim că a dat binecuvântare pentru acest simpozion desfășurat anul trecut, care acum se încununează prin întâlnirea de astăzi. Simpozion care nu va face decât să și n-a făcut decât să deschidă calea către viitor. Pentru că Părintele Protopop ne-a făcut o invitație de aseară de când ne-am adunat, ușor-ușor de pe toate colțurile țării și ne-a rugat să ne gândim la ce urmează în viitor. Cu alte cuvinte, acum am pus un bun început. După ce vom face pauza de mulțumire pentru cei care ne-au vrut până acum, vom continua dând cuvântul fiecăruia dintre dumneavoastră. Vă mulțumim! Căminul cultural din satul Larga, comuna Dofteana, a găzduit zilele trecute festivalul intitulat Toamnă Dragă, Bun Rămas. Evenimentul a fost organizat de către Școala Gimnazială Scarlat Longhin Dofteana, Școala Gimnazială Larga. Cadrele didactice împreună cu elevii au pregătit și prezentat un program minunat. La invitația doamnei director a fost prezent la eveniment și primarul comunei Dofteana, Ioan Bujor, care a rămas impresionat de talentul copiilor din comună. Mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. Doamna director îmi spune la intrare, eu ne aspect emoții, pentru că nu credeam că dumneavoastră să veniți, dacă mai dați și un telefon, chiar că nu veneam deloc. Eu am fost destul și suficient de mulțumit faptul că am primit o invitație, mi-am amânat alte lucruri, ceea ce aveam astăzi, și n-are rost că scriu chiar pe toate. De dimineață m-am trezit la ora 6, am fost la o mănăstire, am făcut și eu ce trebuie, m-am spovedit, m-am împărtășit în fuga cea mai mare să ajung aici alături de dumneavoastră. Mă inspir un pic din ceea ce vorbea doamna director în legătură cu căminul cultural din satul Larga, un cămin mult așteptat de cetățenii din satul Larga și de ce nu începând cu anii 2008, de când sunt administrația publică locală, am și promis lucrul acesta. Dar nu găseam locația și uitați, dintr-un maidan care pășteau animalele nesupravegheate, mă refer și la gâște și la rață și tot ceea ce știți că era aici, și la urmă un morman mare de gunoaie în spatele meu, uitați, a ieșit un cămin cultural bine gândit, proiectat, salubrizat, curat și beneficiarii sunt cetățenii din satul Larga și de ce nu și nu numai. Eu intenționez, la fel cum am făcut și la căminul cultural din satul Cucuieț, am făcut niște mese mari rotunde, acolo unde la masa rotundă vor merge în aproximativ 10
persoane sau 10 scaune, să facem și alte activități, așa cum se fac la Cucuieți, majorate pentru cei tineri, cometrii, nonți și de ce nu, și praznice bisericești, în situația în care nu aveți casa praznicală, dar aici la Larga există casa praznicală, dar și Cucuiețul are, dar una peste alta și acolo se fac în căminul cultural, în funcție de numărul de persoane și de intemperiile de la de afară. Depășesc aceste lucruri și chiar mi-am dorit ca cei din satul Larga și nu numai să facă astfel de activități cu copiii. Astfel de activități sunt acele activități care le vedeți dumneavoastră acum aici. Mi le-am dorit și eu. Și dumneavoastră, dragi părinți, să fiți alături de mine și de echipa pe care o conduc la Unitatea Administrativ Teritorială Dofteana, de așa natură, copiii dumneavoastră, nepoții noștri, să-i scoatem din fața telefonului, a calculatorului sau, Doamne ferește, alte activități pe care vedeți dumneavoastră că ei le au, unii tineri, mă refer, care ați văzut ce fac la nivel național. Vreau să felicit cadrele didactice, cele care s-au implicat ca astăzi să organizeze acest spectacol, dar să știți că acest spectacol, datorită copiilor, părinților și cadrelor didactice, are loc astăzi. Dar și dacă n-ar avea, tot datorită cadrelor didactice ar fi. De ce să nu recunoaștem? Și dumneavoastră știți bine și știu că prin vorbele de multe ori mai și deranjez. Dar eu merg înainte. La nivel de școală Scarlat Login Dofteana, pentru că inclusiv structura Larga aparține de școala Scarlat Login Dofteana, cadrele didactice, nu toate, unele s-au... În afară de activitatea școlară, au uitat și de activitatea extrașcolară. Mă uit în spate, Și văd că sunt persoane care am făcut și eu școală aici în Larga, cu dumnealor am fost colegi, participam la dansuri, la piese, știți cu toții. Ei, în ultimii ani, Larga n-a avut parte de așa ceva, chiar și Cucuiețul, datorită unor cadre didactice care se uită la telefon și la ora 12:30, cel târziu ora 1, sunt în fața școlii și așteaptă să plece microbuzul școlar cu copiii și domnilor să meargă acasă. Le-am atras atenția, eu am devenit pentru unele cadre didactice bau-bau, atâta se interesează, exact ca la contrainformații, o trecut primarul pe aici sau sună pe cineva la primărie, a plecat primarul, e primarul în localitate, nu cumva să-i vadă. Chiar dacă deranjez, baza mea este și sunt cetățenii din Dofteana, a căror copii merg la școlile din întreaga localitate. De ce să nu vă spun că nu toate cadrele didactice. Dar am avut și în momentul în care mă sună șoferul și spune: domnul primar, uitați, mă cheamă doamna nu știu care, că ea trebuie să ajungă la Comănești sau la Olești sau de unde era dumneavoastră ei, să plece mai repede. Nu. Programul unui cadru didactic, se știe, trebuie să lucreze pentru și în interesul copilului și a cetățeanului din localitatea respectivă. Vă mai spun și partea cealaltă. Vedeți dumneavoastră, la nivel de Dofteana, Inspectoratul Județean Bacău, și nu numai, la nivel național, a pus posturile la concurs în mai multe etape de director și de director adjunct. De aici se vede. Avem cadre didactice destul de bine pregătite în Dofteana. Născuți, crescuți în Dofteana. Nu s-a înscris niciun. Ce înțelegem prin asta? A venit doamna director de la Dărmănești, este cadru didactic din mai mulți ani și a participat dumneavoastră. Ceilalți nu. Se mulțumește cu ce? A venit, a predat la ore, a educat copii, a învățat și a plecat acasă. Nu s-a băgat la un examen de așa natură să obțină o funcție de director. Nu-i neapărat să o înlocuiască pe doamna director. Dar totuși se putea să fie de aici, de la noi. Dacă a ajuns un director să-și caute colaborator, doamne, n-am pe cine să pun director ajunt. Și aici prevede doi directori ajunși și un director la nivel de localitate Dofteană.
Chiar te rogi de cineva ca să conducă? Nu. Atâta timp cât ai absolvit un liceu pedagogic, o facultate, cred că ai și alte opțiuni să conduci. Ce înseamnă să conduci? În afară de faptul că ai predat la clasă, trebuie să și conduci o echipă în spate ca să faci ce? Să faci de așa natură ca școala să meargă strună. Teanul de vară, Radu Beligana a fost din nou luat cu asalt de această dată de elevii de la Colegiul Național Pedagogic Ștefan cel Mare, care au dorit ca să sărbătorească bobocii la Balul Bobocilor și să o aleagă pe cea care să poarte titlul de Miss Boboc 2023. Elevii Colegiului Național Pedagogic Ștefan cel Mare Bacău au reușit să se autodepășească și să pună în scenă un spectacol îndelung așteptat. Balul Bobocilor a reunit la start 10 fete și 6 băieți care au râvnit la titlul puse în joc. Spectacolul de Miss Boboc a reunit sub titlul Glow in the Dark o serie de numere de dans, muzică pop internațională, dar și momente artistice, cuprinzând muzică populară și dansuri folclorice. Și câștigătoarea premiului de Miss Boboc este Ivran Denisa Ioana! La finalul balului, jurul a deliberat, iar titlul de Miss Boboc 2023 i-a revenit elevei Denisa Ioana Criban, în timp ce Mr. Boboc a fost desemnat elevul Bogdan Neamțu. Pentru tine acest titlu este unul neașteptat. Ai muncit mult? Da. Ce înseamnă pentru tine acest titlu? Cel mai mare titlu din... Nu știu, nu mă așteptam la premiul acesta. Ai muncit mult? Da, am muncit. Foarte multe repetiții. Balul Bobocilor de la Colegiul Național Pedagogic Ștefan cel Mare constituie un prilej de manifestare artistică care ilustrează diversitatea talentelor din rândul bobocilor. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi, 30 noiembrie, cerul va fi noros, maxima zilei urcă până la valori de 6 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 1 grad Celsius. Vineri, 1 decembrie, cerul va fi parțial noros, maxima zilei ajunge valori de 17, chiar 18 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 4 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.